Trei ani s-au scurs de când administrația a început să întocmească documentația pentru ca Șișești să fie admisă pe lista stațiunilor turistice de interes local. Autoritățile de la București au venit în comună să verifice și să evalueze spațiile de cazare și toate clădirile publice până să ia decizia. În cele din urmă, Șișeștiul a fost declarat stațiune de interes local, lucru de care comuna maramureșeană va beneficia din plin. E și o mândrie, ca să zic așa, locală, pentru că ca să fii stațiune de interes local înseamnă că trebuie să ai anumite dotări, anumite facilități, pentru că, într-adevăr, comisia care a venit de la București ne-a evaluat, vorba aia, a mers pe toate, la toate obiectivele, la toate construcțiile publice, să le vadă cum arată drumurile și așa mai departe. Dar sper să fie și o oportunitate, în sensul că se vor deschide proiecte europene care vor acorda puncte locuitorilor care fac investiții în zonele stațiunii turistice de interes local și s-ar putea să se deschidă și proiecte guvernamentale care să fie accesate și de către primării, dar și de către operatorii din turism. În Șișești există la ora actuală aproximativ 200 de locuri de cazare pentru turiștii care doresc să viziteze zona. Sunt multe obiective de interes pe teritoriul localității, iar cei care doresc să își petreacă vacanța sau câteva zile în regiune au ce să vadă. Comuna Șișești are 21 de obiective turistice. Sigur că avem Muzeul Vasile Lucaciu din Șișești, avem Bisericile Monument UNESCO de la Șurdești și de la Plopiș, avem multe de vizitat, este o întreagă listă. După ce titlul de stațiune de interes local a fost câștigat, autoritățile vor să angajeze o firmă din Brașov pentru a ajuta la promovarea comunei și a atracțiilor ei turistice. Asta fiindcă Șișeștiul este prea puțin cunoscut, iar dezvoltarea sa poate să ia o nouă turnură datorită turismului.